Intoleranța la alimente și alergiile alimentare nu sunt același lucru. Adesea, intoleranța nu declanșează un răspuns imunitar în organism și nu are ca rezultat formarea de anticorp ca răspuns la consumul unui anumit aliment care nu este bine tolerat. Prin urmare, poate fi dificil să se determine intoleranța. Urmăriți acest videoclip până la final pentru a înțelege ce aliment specific ar putea să vă provoace disconfort la nivelul stomacului. Dar înainte de toate, abonați-vă la canalul nostru și dați click pe iconița clopoțelului pentru a nu pierde videoclipurile noi, deoarece a te cunoaște pe tine însuți este cel mai bun mod de a avea grijă de tine. Așa că pune un like și să începem! Simptomele intoleranței alimentare sunt foarte asemănătoare cu cele ale sindromului colonului iritabil sau ale unor boli inflamatorii intestinale. Oamenii se confruntă adesea cu balonare, dureri abdominale, diaree sau constipație. Mulți oameni suferă ani de zile și se supun unor tratamente pentru boli pe care nu le au, când tot ce trebuiau să facă era să elimine unul sau două alimente din dieta lor. Orice intoleranță la gluten, lactoză sau fructoză este legată în primul rând de faptul că aceste substanțe nu sunt procesate corespunzător în organism sau pot exista probleme de digestie, ca în cazul intoleranței la lactoză. De exemplu, o persoană poate fi lipsită de enzima care descompune lactoza sau pot exista probleme de absorpție, ca în cazul fructozei, când intestinul absorbe slab fructoza și aceasta rămâne în tractul digestiv. Aceasta poate să fie o problemă moștenită, fie pur metabolică. Cu alte cuvinte, este posibil să fi consumat pur și simplu un exces de aceste substanțe, iar sistemul dumneavoastră este copleșit și incapabil să le absorbă în mod corespunzător. Substanța neprocesată provoacă apoi un aflux de apă, ceea ce duce la scaunele moi. În plus, substanțele nedigerate, cum ar fi fructoza, lactoza sau glutenul, devin hrană pentru bacteriile noastre intestinale, microbiota intestinală. Iar pe această hrană, ele se dezvoltă rapid, crescând volumul produselor și activitățile lor, inclusiv gazele metan și dioxid de carbon. Hidrogenul este de asemenea un gaz care provoacă formare de gaze, balonare și diaree. Mai mult, biomasa crescută a microbiotei intestinale poate de asemenea să irite intestinele și să provoace simptome similare. O intoleranță despre care vom vorbi este intoleranța la gluten. Glutenul este o glicoproteină care se găsește în grâu, secară și orz, care conferă făinii proprietățile sale lipicioase. Este o componentă nutrițională importantă, în special pentru microbiota noastră intestinală, deoarece se hrănește cu el. Cu toate acestea, în unele cazuri, o persoană dezvoltă boala celiacă, care este o boală inflamatorie autoimună severă, atunci când sunt produși anticorpi împotriva glutenului. Multe limfocite se acumulează în peretele intestinal și atacă celulele intestinale, recunoscându-le ca inamici, deoarece aceste celule au atașat particule de gluten la ele. Această afecțiune nu este prezentă la toată lumea, este o boală relativ rară și se observă la mai puțin de 1% din populația globală. Boala celiacă poate fi diagnosticată cu ajutorul anticorpilor din sânge, care pot fi anticorpi împotriva endomisiului, la fel a transglutaminazei tisulare sau direct împotriva glutenului. Sau carne de vită este de asemenea o componentă a glutenului. Sunt mulți oameni care nu au făcut așa ceva, dar au descoperit că au intoleranță la gluten. Dacă mănâncă pâine obișnuită cu gluten, aceștia se confruntă cu balonare, diaree și probleme digestive. Cu toate acestea, dacă mănâncă pâine fără gluten, se simt bine. Aceste persoane încep să urmeze o dietă fără gluten. Cu toate acestea, în ciuda dietei, episoadele de inflamație, balonare și disconfort la nivelul intestinelor continuă să apară periodic. Ei încep să suspecteze că cineva a adăugat grâu în mâncarea lor, provocându-le suferință. Dar este foarte posibil ca dacă vă confruntați cu aceste simptome să fiți de fapt intolerant la fructe, nu la gluten. Intoleranța la fructe este de fapt mai frecventă decât intoleranța la gluten. Moleculele polimerice de fructoză din fructe nu sunt digerate în intestinele noastre, deoarece ne lipsește enzima care să le descompună. Fructele conțin o mulțime de fructoză, inclusiv în ceapă, usturoi, sparanghel, varză de Bruxelles, sfeclă, grâu, secară și orz. Dacă folosești produse fără gluten și le eviți pe ultimele 3, este evident că în cazul intoleranței la fructe te vei simți mai bine.
Cu toate acestea, dacă încă mai aveți reacții digestive nedorite periodic la varza de Bruxelles, ceapă, usturoi sau sfeclă, este posibil să fie din cauza fructelor. Adesea, această intoleranță la fructe nu este la fel de severă și este posibil să nu fie nevoie să eliminați complet fructele din dieta dumneavoastră, ci doar să reduceți cantitatea acestora. În plus, multe prebiotice, cum ar fi fructo-oligozaharidele sau inulina, sunt de asemenea derivate din fructe, iar acestea sunt adesea folosite în produsele destinate persoanelor care duc un stil de viață sănătos. Rafturile produselor de sănătate sunt îmbogățite cu prebiotice, ceea ce înseamnă că chiar dacă aceste fructe nu au fost inițial prezente în produs, pentru că sunt considerate mai sănătoase și mai scumpe, este posibil să vă confruntați cu probleme precum balonarea și disconfortul. Ați putea spune că dacă aveți multe bacterii, vă îmbunătățiți microbiota intestinală, dar eu aș spune că este bine să aveți bacterii în cantități normale și suficiente. Prea multe sau prea puține pot fi dăunătoare, așa că nu îți hrăni prea mult bacteriile și nu mai cumpăra produse de pe aceste rafturi care te țin ostatic doar pentru a face bani, fără a aduce beneficii reale pentru sănătatea ta. De asemenea, rețineți că produsele fără gluten sunt adesea lipsite de seleniu, care este important pentru menținerea sănătății tiroidei. Dacă alegeți produse fără gluten, fără o nevoie medicală specifică, ați putea crede că sunt mai sănătoase. Dar nu este așa, cu excepția cazului în care aveți intoleranță la gluten sau boală celiacă. În plus, acestea sunt, în general, mai scumpe. Spuneți-mi în comentarii dacă considerați că produsele cu etichetă pentru diabetici sau fitness sunt mai benefice și dacă le cumpărați frecvent. În ceea ce privește intoleranța la lactoză, este probabil că mulți au auzit mitul conform căruia adulții nu pot digera lactoza. De ce avem nevoie să digerăm laptele? De fapt, acest lucru nu este adevărat, iar majoritatea europenilor au un genom gene care produc enzima pentru a digera lactoza, așa că nu au probleme cu produsele lactate. Cu toate acestea, la unele grupuri etnice, cum ar fi asiaticii, această genă este adesea absentă, ceea ce poate duce la probleme cu produsele lactate. Se poate stabili cu certitudine 100% dacă aveți vreo genă asiatică doar prin teste genetice, dar în orice caz, dacă ați observat reacții negative ale tractului digestiv ca răspuns la produsele lactate, atunci este necesar să stabilească în ce cazuri apar, fie că este vorba de lapte obișnuit sau de produse lactate fermentate, brânză de vaci sau chiar de unt. Dacă aveți astfel de reacții la orice tip de produs lactat, este posibil să aveți intoleranță nu la lactoză, ci la grăsimile din lapte. Și cel mai probabil problema trebuie căutată la vezica biliară și la ficat. Grăsimea din lapte este un aliment destul de greu pentru noi, iar dacă vă lipsește bila, este posibil ca pur și simplu să fie prost digerată și să rămână nedigerată. Grăsimea irită peretele intestinal și provoacă disconfort. Ca urmare, este posibil să aveți diaree. În acest caz, puteți încerca produse cu un conținut mai scăzut de grăsimi, iar dacă nu aveți reacții digestive la acestea, înseamnă că problema este într-adevăr legată de vezica biliară și de ficat, în legătură cu produsele lactate fermentate. De obicei, cultura se hrănește cu lactoză, se dezvoltă pe acest zahăr din lapte. De aceea, produsele lactate fermentate au de obicei mai puțină lactoză decât laptele integral. Iar dacă aveți o reacție la lapte, dar nu și la produsele lactate fermentate, în special la cele cu un conținut mai mic de lactoză, înseamnă de obicei că este posibil să aveți într-adevăr intoleranță la acest zahăr. O altă posibilitate pentru sensibilitatea dumneavoastră la lactate se poate datora altor factori. Această posibilă încălcare a proceselor tehnologice poate apărea în timpul producerii acestui produs, de exemplu din cauza unei cantități excesive de antibiotice, acid sau enzime, cum ar fi în cazul brânzei de vaci sau al produselor lactate. În plus, poate exista o cantitate excesivă de clorură de calciu, de exemplu. Ca răspuns la toate aceste substanțe, stomacul poate reacționa prea agresiv, ceea ce duce la arsuri la stomac și alte neplăceri. În acest caz, puteți încerca produse de fermă sau puteți alege produse lactate de la un alt producător. Intoleranța la fructoză, de care nu multă lume a auzit, este una dintre cele trei intoleranțe care apar de fapt mai frecvent. Una din trei persoane procesează dificitar fructoza. S-ar putea să vă gândiți cum este posibil așa ceva. Nu cu mult timp în urmă, fructoza era prezentă ca fiind mult mai sănătoasă decât zahărul obișnuit și era adăugată la orice, susținându-se că ar fi benefică pentru dumneavoastră. Fructoza este un zahăr simplu care nu are nevoie de enzime pentru a fi descompusă, deoarece nu mai are unde să fie descompusă și
și este pur și simplu absorbită în fluxul sangvin prin peretele intestinal. Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, sunt necesari transportatori. Aceștia sunt proteine de pe suprafața celulelor intestinale care trag fructoza în interior. Problema este că nu există transportatori specifici pentru fructoză, ci doar pentru glucoză. Astfel, atunci când glucoza și fructoza sunt consumate simultan, glucoza atrage după ea fructoza, iar fructoza este absorbită în mod normal. Dar dacă există o cantitate mare de fructoză și nu există glucoză, aceasta este slab absorbită. În acest caz, rămâne în tractul digestiv și servește drept hrană, din nou pentru bacteriile care se dezvoltă activ pe această parte de fructoză și provoacă diverse probleme digestive chiar și persoanelor sănătoase. Dacă cineva consumă mai mult de 25-50 de grame de fructoză, poate avea diaree. De exemplu, un măr conține aproximativ 10 grame de fructoză, astfel încât doza maximă ar fi de aproximativ 5 mere, și asta presupunând că fructoza provine doar din fructe. Chestia este că fructoza este de două ori mai dulce decât zahărul obișnuit, așa că este mai profitabil pentru producători să o adauge în locul zaharozei obișnuite. Acest lucru include siropul de glucoză-fructoză, siropul de porumb și siropul de agave. Toate acestea conțin fructoză, adesea în cantități destul de mari, iar acest lucru duce în cele din urmă la balonare și disconfort. Intoleranța la fructoză nu înseamnă neapărat că trebuie să eliminați toate fructele din dieta dumneavoastră. Majoritatea fructelor conțin cantități egale de fructoză și glucoză, așa că nu trebuie să existe nicio problemă cu această combinație. Cu toate acestea, unele fructe, cum ar fi perele, merele, strugurii dulci și fructele uscate, fructoza este mult mai mare decât glucoza și vă poate provoca disconfort dacă le consumați în exces, fără o digestie adecvată a fructozei. Simpla eliminare sau cel puțin reducerea merelor și perelor din alimentația dumneavoastră și creșterea consumului de banane, fructe de pădure și alte fructe poate fi suficientă. De asemenea, încercați să nu faceți exces de dulciuri bogate în fructoză, siropuri, agave sau diverse prăjituri și napolitane cumpărate din magazine. În cazuri extreme, puteți scoate singur ceva cu zahăr obișnuit, care conține 50% glucoză și 50% fructoză. Rețineți că simptomele tuturor acestor intoleranțe sunt foarte asemănătoare. Pentru bolile inflamatorii ale intestinului sau pentru sindromul colonului iritabil, încercați să excludeți un tip de aliment și observați-vă. V-ați simțit mai bine? Nu vă va costa nimic. Doar o săptămână sau două de acest experiment și este foarte posibil să uitați ca un vis urât tot disconfortul intestinal, realizând că nu a fost nevoie să luați o mulțime de medicamente, ci pur și simplu să nu mai mâncați mere, de exemplu. Cea mai importantă metodă științifică este să te observi pe tine însuți. Luați notă de reacția dumneavoastră la diferite alimente. Poți chiar să ții un jurnal sau să marchezi în calendar când ai avut disconfort și ce ai mâncat înainte de asta. Am menționat cele mai frecvente 3 intoleranțe, dar fiecare dintre noi este unic, așa că s-ar putea să aveți propria criptonită specifică care vă face intestinele să se răsucească în noduri. S-ar putea manifesta nu doar prin simptome gastrointestinale, ci și prin dermatită, erupții cutanate, acnee sau alergii. Cum puteți determina la ce alimente specifice reacționează organismul dumneavoastră? Puteți încerca o dietă de eliminare care este concepută pentru a identifica alergiile. Esența dietei constă în faptul că adăugați un grup de alimente în fiecare săptămână și observați reacția dumneavoastră la aceste alimente. În acest fel, puteți determina la ce aliment specific reacționează puternic organismul dumneavoastră. Da, va dura ceva timp, dar pe de altă parte, dacă ați trata fără succes dermatita care se presupune că este legată de nerv pentru o perioadă lungă de timp, s-ar putea să se merite. Fie tratați sindromul de colon iritabil, fie alergiile și nimic nu vă ajută cu adevărat. Are sens să faci un astfel de experiment și poți găsi o mulțime de recomandări de diete online, deoarece există un număr foarte mare de diete. Urmează-te pe tine însuți, cunoaște-te, învață să asculți rugămintele corpului tău pentru a înțelege de ce are nevoie cu adevărat. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Rămâneți sănătoși până la următoarele videoclipuri. De asemenea, puneți un like dacă v-a plăcut acest episod. Pe curând!